Urmărește toate meciurile din Liga 1, din orice colț de lume, pe primaplay.ro. A reușit să blocheze. Lucasen, gol! Așkovski recuperează după o greșeală făcută de Vârdoliac. Trecuse ceva vreme de când Lucasen a dat ultimul gol. Nu mai punctase Lucasen din noiembrie. Nu, din... Bălașa! 2-0! Nu știu dacă nu cumva este autogolul lui Florică. Poate să fie golul lui Bălașa. E turație. Mingea lovește pe Florică. Cred însă că va fi creditat Bălașa cu acest gol, pentru că balonul se ducea pe spațiul porții. Bălașa n-a mai marcat de mult. Bălașa și așteaptă finalul sezonului pentru a se putea transfera. Ștefănescu. Așkovski, bară! Cât este adevărată vorba din fotbal, că joci și cât te lasă adversarul. Pasa lui Aganovic, Ștefănescu, Corinus în fața lui, balon scos spre Aganovic, care șutează, mingea lovește bara, a doua bară a celor de la Șepși. Oh, minge scoasă de pe linia port, două goluri, două bare. Da, Zvetkov este cel care respinge, bun. Ilsaovski, 2 contra 1 cu Holzman. Din nou Aganovic, pasă excelentă la Păun, care înscrie 3-0 printre picioarele lui Ureche. A doua reușită a lui Păun în Liga 1. Într-adevăr se fluieră finalul primei părți, 3-0 pentru Șepși, care este pe cale să obțină o victorie la un scor categoric. 3 goluri date, vă spuneam. Simulează șutul pe unul, îi pasează lui Dimitrov, care centrează Aganovic. Încă o bară, extraordinar ghinionarea Aganovic. Sigur că nu are mare importanță, dar să ai două bare și un șut scos de... Cealaltă reușită este cu FCSB. Sigur că acești jucători, chiar dacă au calități, nu se pot compara cu cei de la Șepși. Gol în sfârșit Aganovic, după intercepția lui Lucasen. Dar nu știu dacă nu cumva n-a fost fault în atac. 4-0. Minutul 67 înscrie în sfârșit și Aganovic. După două... Avansează spre Careu. Fulop. Golovka și înscrie și Tudorie. 5-0. După două la... Mitrea înscrie și el, 6-0. Fundașul goalgetter al celor de la Șepși punctează.